Păi uite, stau toți aici, sunt cei mai frumoși oameni ai Chișinăului, încă Moldovei cam restant de a vorbi pe unde ea să începe, nu se termină, să știi. Așa că sunt, dar avem foarte multă lume. Prima lume care este, este lumea de artelor. Este o chestie grozavă. Domnul Zbârnea, uite, e aici, în persoană. Deci este realizat, de fapt, deja a treia oară, a treia ediție, ideea care am purtat-o foarte mulți ani și, din păcate, așa guvernanțele noastre se schimbă mai deseori decât eu scriu. Și eu am vrut așa un spațiu mare, deci un centru cultural, dar, din păcate, la noi nu este. Avem numai președinții, avem fel de fel de cabinete, pentru artă nu avem așa. Și deci mă bucur de ceea ce am, și, dar mă bucur că, într-adevăr, foarte sincer, fiindcă e frumos, așa cum eu am visat, cu pictură, cu muzică, cu poezie, cu oameni frumoși. Eu mă bucur că au venit nu numai oamenii din diferite domenii artelor, dar și, pur și simplu, iubitori de artă, iubitori de frumusețe, de frumos, de oameni frumoși, pe care i-avem, sărmani sunt nemiluiți, destin, dar se miluim noi măcar cu ceea ce avem, cu picturi, cu muzică, cu poezii, pur și simplu cu un zimet, să ne vedem măcar, uite așa, câteodată, măcar o dată pe an, să-l pomenim pe Eminescu, care ne-a lăsat un tezar, o lume, un univers, care nu este cu ce îl compara azi chiar. Mă bucur foarte mult că ne-a onorat cu prezența doamna Babuc, ministrul culturii. Dar eu am observat că avem foarte, foarte multe lume cu care putem să ne mândrim și care aș ruga ce, pentru cei care stau și se gândesc cum să ne facă această lume mai frumoasă, mai demnă. Eu cred că ca să aibă grijă de aceste forțe spirituale care ne-au foarte mult. Spuieți, extraordinar, și cântăreți, școala care, vezi cum ziceți, Stolianscă, imenii mele, deci școala care îmi poartă numele, dar școala care este simbolică pentru mine, fiindcă acolo eu am făcut prima noapte sub pragul acestei școli, când nu mi-am dat drumul. Pazi cum să trec pragul. Deci, dar când am trecut, am terminat această școală, am avut acest noroc să-mi cadă în cale oameni cum se cade. Personalități sunt cu care putem să ne mândrim. Se vede că Dumnezeu, având în vedere această sărăcie de minereuri care nu le avem, din păcate, dar din altă parte și ne bucurăm că avem alte minereuri spirituale, așa că echilibru este, nu suntem chiar în prăpastie. Deci nu suntem singuri, la lucruri frumoase se adună. Deci claca care era la noi tradițională, tot se continuă de a exista, de a merge în pas cu cele lucruri frumoase care le facem. Și acum trecem la muzică.
Deoarece voi nu numai cântați, dar și purtați acest frumos titlu, Vocile Primăverii și a Primăverii și Vocile, sunteți foarte, foarte bune. De frumoasă prezintă în domeniul acesta artistic, care poate se stau cu matematica, cu X, Y, dar uite că este totuși baza spirituală, nu numai X, Y, dar și Z, dar și muzica. De aceea vă mulțumesc mult! Yes, 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 yes,